Bună ziua, domnule Alexandru Flenchea. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră să venim cu abordări noi despre conflictul din Ucraina. Știm că sunteți la Chișinău și știm că sunteți implicat în mai multe inițiative care oferă expertiză pentru situația securității Republicii Moldova cu precădere asupra conflictului transnistrean. Mai mult de atât, ați fost ministru al reintegrării, nu cu mult timp în urmă, și ați avut foarte multe inițiative și foarte multe proiecte pe care ați dorit să le implementați în perioada mandatului dumneavoastră. Multe dintre ele au constituit subiectul unor dezbateri publice și pentru noi asta a fost foarte relevant ca să vedem încotro se îndreaptă Republica Moldova. Și așa cum am spus la început, ne bucurăm foarte mult să vă avem astăzi alături și să vă adresăm câteva întrebări. Mai ales că ceea ce se întâmplă în Ucraina nu pare să se finalizeze într-o perioadă foarte scurtă de timp și aceasta cu siguranță influențează discursurile politice de la Chișinău și probabil că va influența într-un viitor nu foarte îndepărtat și soarta procesului de negociere a conflictului transnistrean. Eu vă spun bun venit și sper să avem o discuție cât mai relaxată despre lucruri foarte complicate care se întâmplă în regiune. Bună ziua, cu drag. Aș începe cu prima întrebare pe care, practic, ne-o pun, așa cum v-am spus și nouă, jurnaliștii din România. Este una care arată care este nivelul de cunoaștere al realităților din Republica Moldova și mai ales a realităților care se referă la securitatea Republicii Moldova. Cât de pregătită este Republica Moldova să facă față provocărilor de securitate în contextul extinderii conflictului din Ucraina? Pentru că acest conflict, în opinia noastră, nu a început acum pe 24 februarie 2022, dar a început în 2014, în luna martie, doar că acum avem o extindere a operațiunilor militare și dincolo de frontierele naturale, ca să zicem așa, ale regiunii Donbass. Niciodată nu poți să fii suficient de pregătit pentru un război și Republica Moldova nu pretinde și niciodată nu a pretins că ar fi pregătită de război sau se pregătește de război, ceea ce e și firesc, ținând cont și de statutul de neutralitate și de capacitatea militară sau, dacă îmi permiteți, de lipsa acestei capacități. Mizele toate s-au pus pe neutralitate constituțională, pe politică, dacă vreți, și politică de neutralitate, nu doar militară, dar oarecum cu ghilimele de rigoare și o politică de neutralitate a autorităților în raport cu acest război, care agresiunea a fost evident condamnată, evident s-a cerut pace și încetarea ostilităților, totodată autoritățile au fost mai rezervate în sprijinirea mesajelor care au venit de la liderii mondiali sau și mai rezervată în aliniere la acțiuni. Republica Moldova nu s-a aliniat la sancțiunile impuse de Occident. Ceea ce la fel e oricum firesc în cont de dimensiunile țării, de dimensiunile economiei, dacă vreți, și de impactul sau lipsa aproape totală a acestuia, impactul economiei Moldovei asupra Federației Ruse. De asta, sigur că toată lumea ține degetele în cruce și speră războiul să se termine cât mai repede. Trebuie să recunoaștem că, la moment, asta e strategia de securitate a Republicii Moldova, toată lumea speră pur și simplu ca acțiunile militare să nu iasă în afara hotarelor Ucrainei, mai mult ca războiul să se termine cât mai repede.
Dacă totuși se extinde războiul, pentru că nu putem să excludem acest scenariu, care ar fi principalele vulnerabilități pentru Republica Moldova, dincolo de capacitatea de apărare, adică dincolo de capacitatea noastră tehnico-militară? Ce surse de amenințare vedeți din interiorul Republicii Moldova, în afară de regiunea transnistreană, acolo unde în ultima perioadă am avut mai multe discursuri de revenire la acea cerere de independență a așa numiților lideri transnistreni? Deci cererea de independență am să o comentez separat, dacă vreți într-un răspuns separat, pentru că e o istorie în sine, nelegat, părerea mea, de subiectul întrebării dumneavoastră. Sursa tuturor amenințărilor, nu doar pentru Republica, amenințărilor de securitate, nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru oricare alt stat în Europa, la moment este Federația Rusă și, mai exact, politica Kremlinului. N-am să fiu original, dar au spus-o toți, de la Stoltenberg până la Borels, până la șefii guvernelor naționale din UE. Nicio țară de pe continent acum nu este în siguranță. Primul lucru, nu este un conflict local, este un război la scară largă între două state, între două cele mai mari state din Europa. Nimeni nu este în siguranță și nici Republica Moldova, evident, nu este. Noi suntem din toate țările din zonă, cu excepția statelor beligerante, inclusiv și Belarus, de pe teritoriul căruia la fel are loc invazia, Republica Moldova este cel mai aproape de acțiunile militare. Și noi suntem expuși din toate părțile. Din punct de vedere militar, din punct de vedere economic, suntem foarte expuși, pentru că a fost afectat ceea ce în engleză numește supply chain. Din prima săptămână de război, companiile din Republica Moldova au fost afectate în diferite sectoare diferite, dar ceea ce știu eu, inclusiv din discuții cu cunoștințe, cu oameni de afaceri, impactul a fost imediat, deci din prima săptămână de război. Ca să nu mai spun de vulnerabilitățile de ordin energetic, livrările de gaze naturale, soarta cărora începând din ziua de azi este incertă. Bine, Republica Moldova este oricum una din vulnerabilitățile noastre, a devenit și probabil în cazul dat, vorbind de gaze, a devenit și o mică salvare a noastră, pentru că conectarea Republicii Moldova la gaze, la gazele livrate de Rusia, se face printr-o conductă fără vreo însemnătate mare pentru Rusia. Deci, practic, se termină aici în Republica Moldova livrările. Mai departe, tranzitul spre România este absolut nesemnificativ, vorbind de scara exporturilor ruse în UE. Deci, dacă și vor fi oprite livrările din cauza refuzului europenilor de a achita în ruble rusești, în primul rând vor fi afectate conductele magistrale mai la nord de noi, care tranzitează Ucraina, Polonia, Nord Stream 1, dar mai departe vulnerabilitățile țin și de ordin, sunt și de ordin umanitar. Începând cu criza refugiaților și, bine, Republica Moldova tot a exploatat oricum și politica. A exploatat în sensul bun faptul că noi am primit cei mai mulți refugiați pe cap de locuitori din toate țările recipiente, deși în ultimele două săptămâni, cred că Polonia deja ne-a trecut la acest capitol, dar puteți observa că de vreo cele două săptămâni s-a stabilizat cifra de 100.000 de refugiați care fizic sunt acum prezenți pe teritoriul Republicii Moldova. Deci criza refugiaților treptat se transformă într-o problemă socială, economică și umanitară. Deci vorbim de 100.000 de oameni care se vor opri aici, cel puțin pe termen mediu, cel puțin pentru luni de zile, dar pentru mulți din ei va fi vorba și de ani. Și
la moment, șederea lor în mare parte e reglementată de deciziile Comisiei Situații Excepționale, care au un caracter provizoriu și vor expira atunci când va expira și starea de urgență. Cel mai probabil vor fi extinsă cu o lună, două, dar oricum rămân reglementări provizorii. Oamenii vor sta evident mult mai mult, oamenii au nevoie să se bucure de toate drepturile pe care le garantează Republica Moldova rezidenților legali, cu excepția drepturilor politice, dreptul la muncă, dreptul la sănătate, la educație. Oricum a început procesul de includerea minorilor, copiilor, studenților în procesul educațional din Republica Moldova, dar oricum rămân multe, multe probleme și în, la capitolul asistenței medicale. Evident că din primele zile de război și de chiar de la începutul fluxului de migranți, autoritățile deja trebuia să înceapă să elaboreze reglementări legale care să asigure un nivel, măcar un minim nivel suficient de integrare a refugiaților din Ucraina pe un termen mediu cel puțin. Dumneavoastră ați menționat că ați dori să abordăm subiectul independenței Transnistriei, independenței în ghilimele, într-un comentariu separat, dar eu o să vă dau o perspectivă a unei persoane care se uită din afară la ceea ce se întâmplă în regiune și, după părerea mea, în primele zile ei s-au plasat într-o expectativă, eu mă refer la cei de la Tiraspol, și nu au fost atât de vocali. Au așteptat, practic, să vadă ce se întâmplă pe teren în Ucraina, să vadă dacă rezistă Ucraina sau nu. Și abia cam după o săptămână au reapărut acele mișcări de comunicare strategică, dacă le putem spune așa, din partea autorităților de la Tiraspol, în sensul impunerii pe agenda de discuții a unei eventuale recunoaștere a independenței regiunii de est a Republicii Moldova. Ne-ar bucura foarte mult dacă ați putea să faceți această retrospectivă istorică a procesului de recunoaștere a independenței și care ar putea să fie implicații la nivel de discurs politic. Poziția Tiraspolului și prestația lor publică în raport cu războiul din Ucraina, de fapt, nu s-a schimbat din primele zile. Dacă vă uitați și în presa transnistreană, care nu există altă decât cea oficială, dar și declarațiile oficialilor, în Ucraina nu se întâmplă nimic, nu este război. Există doar chestiunea refugiaților, care fără vreun motiv evident au hotărât să-și părăsească casele, să vină inclusiv în Transnistria. Ei vorbesc de vreo 20.000 de oameni, probabil, dar este exact aceeași poziție pe care au adoptat-o o altă administrație, de fapt la Tiraspol, încă în timpul începutului războiului din 2014, anexarea Crimeei. N-au zis un cuvânt, nimic. Și evident. Vă referiți la perioada lui Evgeni Șefciuc. Da, da, exact. Și e o poziție care e ușor de înțeles, pentru că pe de o parte, dacă ținem cont de toate dependențele Transnistriei față de Federația Rusă, care există, de la sprijin militar până la cel financiar, economic și dependențe de ordin politic, pe de o parte, pe de altă parte, regiunea depinde și de Ucraina, în mod evident, pentru că nu au hotar cu Rusia, au hotar cu Ucraina și depind de fluxul de mărfuri, fluxul legal, dar și cel ilegal, contrabanda care vine din și prin Ucraina. Bine, data asta ucrainenii din nou au închis hotarul, mai mult a mai fost explodat și podul feroviar de la Cuciurgan, principală arteră de transport pentru importuri în regiune și exporturi din. Dar oricum nu-și pot permite să ia o poziție în acest război și să sprijine ori o parte, ori alta, pentru că depind în egală măsură, deși diferit, dar depind și de Moscova, și de Kiev, și de Odessa.
Dacă, și asta se întâmplă dacă ne gândim sau înțelegem de ce depind, dacă ne gândim la ce este de fapt Transnistria și care e modelul economic, dacă vreți, al Transnistriei sau o etichetă din presă Republica Șerif. Da? Tot modelul economic rezidă în doi piloni. Gazul gratuit rusesc, pentru care nu plătesc și pe care îl ard pentru a genera energie electrică care ne vând nouă și pentru care primesc bani adevărați. Și doi, este contrabanda. Contrabanda presupune cel puțin neimplicarea autorităților din Ucraina. Și atâta timp cât au bucățica lor de hotar privatizat, între ghilimele, totul merge bine pentru ei. Cerere de independență, de recunoașterea independenței, una din multiple, pentru că au fost multe pe parcursul anilor, cea mai recentă nu a venit în contextul războiului și nu a fost în contextul cererilor similare venite de la Luhansk și Donetsk, a fost răspuns la cererea de aderare a Republicii Moldova la UE, semnată de președinta țării Maia Sandu. Chiar a doua zi, Vitali Ignatiev a și publicat textul cererii de recunoaștere a independenței, în care a făcut referire directă la cererea de aderare la UE. Zice, dacă Moldova încerc scuze că vă întrerup, dar nu credeți că acesta a fost doar un pretext? Și ei încercau să intre în același circuit, pentru că au mai încercat același lucru să o facă în anul 2008, atunci când a fost recunoscută Kosovo. Abhazia și Osetia. Și Kosovo, și mai devreme Kosovo, la începutul anului 2008, pe recunoașterea Kosovo. Sigur că e un pretext, întrebare, pretext pentru ce? Un pretext pentru aprinde trenul. Aminti Chișinăului că noi suntem și noi avem agenda noastră, un pretext de a aminti Moscovei, noi suntem și noi avem nevoie de sprijinul vostru și de banii voștri, un pretext de a aminti comunității internaționale, noi suntem, noi existăm, noi vrem să nu uitați de noi pentru că noi avem ambițiile noastre, și un pretext pentru Vitali Ignatiev inclusiv de a-și asigura viața și viitorul în cazul în care cine știe care va fi rezultatul războiului din Rusia, just in case. Dacă se schimbă hotarele pe harta Europei și hotarul pe care îl avem acum va fi cu Rusia sau poate hotarul va fi pe Nistru, Vitali Ignatiev trebuie să se gândească la cariera lui și el vrea o carieră la Moscova. Nu, categoric, treaba asta nu are nimic cu agenda politică a Tiraspolului ca și sau a regiunii transnistrene ca și entitate separatistă. E o combinație între un trolling ușor, dacă vreți, al lui Ignatiev și Krasnoselski în raport cu Chișinău, mai departe în procesul de negocieri, de câte ori vor vrea să submineze o discuție serioasă, vor face referire la această declarație și zic, dar noi am cerut independență încă, în 2022, în de asta în 2008, de două ori, în 2006 am făcut același lucru. Nu, chestiile astea nu sunt serioase. Pe de altă parte, în cazul în care se schimbă realitățile geopolitice sau dacă vreți, se schimbă harta Europei, Vitali Ignatiev din nou va scoate din sertar această declarație, o va arăta la Moscova și va cere recunoaștere a meritelor lui profesionale și politice. Adevărul e că cei care controlează la modul real regiunea transnistreană, compania Șerif, patronii ei, Gușan, Cazmălâ, ei nu au nevoie nici de recunoașterea independențelor, nici cu atât mai mult nu au nevoie de intrare în componență Federației Rusă. Dar Moscova are nevoie de o recunoaștere sau nu? Care ar fi scenariul pentru regiunea transnistreană? Un scenariu al Moscovei pentru regiunea transnistreană. La moment, Moscova cu certitudine nu are un plan și un scenariu. Totul va depinde de rezultatul războiului din Ucraina. Ca să o spunem foarte simplu, simplificând la maxim,
Dacă războiul din Ucraina ar fi mers conform planului pe care generalii lui Putin l-au desenat, cu noi în 72 de ore intrăm în Kiev și facem și o paradă, pentru că armata ucraineană e slabă, pentru că nu vor opune rezistență și oamenii de fapt așteaptă să venim să eliberăm din naziști, riscurile ca această invazie să nu se oprească în Ucraina, dar să se oprească pe Nistru, era mai mult decât iminente. Cred că era un scenariu mai mult decât probabil. Era oricum și firesc din perspectiva Moscovei. Uite, mai avem acolo niște soldați, mai avem niște muniții și mai avem și un hotar natural. Deci cel puțin el o să meargă până la Nistru, nu neapărat până la hotar cu România, pentru că totuși o schimbare de realitate militară chiar la hotar cu NATO nu cred că se merita. Această bucată de pământ nu cred că avea să schimbe ceva principal pentru Putin, prețul însă avea să fie mult prea mare. De asta da. Acum războiul nu a mers așa cum și-au imaginat Putin și generalii. După 5 săptămâni de război nu au ajuns la Kiev. A fost pierdut momentul și din punct de vedere politic și militar. Atunci dacă reușea să o facă în câteva zile, Putin evident era conștient și se aștepta că vor fi impuse sancțiuni și de fapt acum multă lume a înțeles și a observat că de fapt 8 ani de zile din 2014 Rusia s-a pregătit de sancțiuni și în sensul autoizolării internetului, segmentului acces de internet și în sensul izolării sistemului financiar bancar, ei s-au pregătit și dacă tot Putin știa că are de plătit un preț pentru invazie și anexare, de ce să nu ia pentru același preț mai mult, inclusiv și Republica Moldova toată sau o parte a ei. Așa cum nu a reușit să o facă imediat, acum oricare pas în escaladarea situației va fi urmat de un răspuns deja pregătit din timp, cred eu, al Occidentului și pur și simplu prețul va fi mult prea mare, beneficiile mult prea mici. De asta, din punctul ăsta de vedere, cred că în termen scurt, imediat, riscurile invaziei militare și agresiunii împotriva Republicii Moldova sunt mult mai mici, dar pe termen mediu și lung, oricum amenințările rămân. Amenințările la securitatea Republicii Moldova oricum rămân, pentru că nu o să se schimbe nimic. Dimpotrivă, lucrurile s-au agravat în raport cu chiar situația anului 2021, pentru că trupele ruse în stânga Nistru nu au plecat nicăieri, sunt acolo, pentru că indiferent de când și cum se termină războiul în Ucraina, cred că toată lumea e conștientă că va fi o prezență militară rusă consolidată pe teritoriul suveran al Ucrainei, fie că e vorba doar de Crimea și Donbass sau în mai multe zone ale Ucrainei, dar va fi o prezență militară rusă sporită acolo, toate vulnerabilitățile în energetică la fel rămân. Deci Republica Moldova pe termen mediu și lung într-o zonă de insecuritate națională mai degrabă decât securitate. În acest context în care vulnerabilitățile rămân, este oportun să vorbim despre o modificare a cadrului legislativ de securitate în Republica Moldova? Am văzut că și la Ministerul Apărării sunt mai multe discursuri care apar în spațiu public. Bine, sunt oficiali care sunt invitați la emisiuni să-și exprime punctul de vedere sau să prezinte punctul de vedere al instituțiilor oficiale. Credeți că este momentul oportun pentru a amenda legislația internă sau strategiile pe care le are Republica Moldova în privința securității și apărării? Sau este un pic prea devreme? Nu este devreme. Acum este momentul și fiecare zi pierdut va fi contabilizată. Acum este timpul să fie revăzute aranjamentele internaționale.
nu că reglementări legislative interne, aranjamente internaționale privind securitatea și viitorul Republicii Moldova. Uitați-vă, până în 23 februarie 2020, timp de 3 decenii, țara noastră, în principiu, a avut două opțiuni. Neutralitate versus calitate de membru NATO. Da? La modul real nu erau alte opțiuni. Și oarecum, din 94, când a fost adoptată Constituția și autorii Constituției s-au gândit că statutul de neutralitate probabil ne-ar ajuta să scăpăm de prezența militară rusă pe teritoriul țării noastre, lucru care nu s-a întâmplat. Și oricum a existat un consens tăcit în societate, hai că merge așa cu, și mergem așa mai departe cu neutralitatea. Și consensul tăcit a existat, anume pentru că a fost tăcit, anume pentru că subiectele astea nu au fost niciodată discutate la modul real și serios. Acum ceea ce s-a schimbat și ceea ce, unul din efectele acestui război, că s-a schimbat realitatea geopolitică și de fapt noi suntem într-un proces de revizuire a aranjamentelor de securitate în Europa. Chiar dacă nu se întâmplă acest lucru așa cum și-a propus Putin la sfârșitul anului trecut și când a pus pe masă europenilor și americanilor două proiecte de tratate de, care ar construi o nouă arhitectură de securitate în Europa. Nu, aranjamentele sunt schimbate din război, de acest război. De fapt, vedem o schimbare și un proces de schimbare și în sensul prezenței militare. NATO își consolidează flancul estic și asta cuprinde tot, de la soldați până la marină și avioane și tot. Pe de o parte. De altă parte, vedem că Finlanda deja se mișcă într-un tempo susținut spre NATO. Bine, nu e pus punctul în această istorie, nu a fost luată de decizie finală, cel puțin Finlanda în plan legislativ a eliminat toate obstacolele pentru a-și anula statutul de neutralitate și chiar ieri Stoltenberg a zis foarte direct că în momentul în care Finlanda depune cererea, aderarea va avea loc foarte repede. Și ținând cont de toate aceste studii, asta întărește ideea de coeziune și de unitate în rândul alianțelor pentru această consolidare a flancului estic, dar nu numai a flancului estic. În fața unui pericol comun, da. Dar la ce vreau să ajung e că toate aceste schimbări de realitate militară și politică creează, de fapt, o gamă mult mai mare de opțiuni de securitate pentru Republica Moldova decât doar cele două extreme. Dar e o fereastră de oportunitate foarte îngustă și foarte restrânsă în timp. Deci, anume acum, în aceste săptămâni și luni, trebuie să ne conectăm la toate discuțiile politice care au loc în Europa și să vorbim foarte intens cu toți partenerii noștri și ca să discutăm și să propunem o nouă viziune de securitate a Republicii Moldova și să creăm noi aranjamente, inclusiv tratate internaționale care ar putea fi puse pe hârtie și semnate în cel mai scurt timp după ce se termină acest război, care inevitabil va duce la o nouă arhitectură a securității în Europa. Dar ca să poți vorbi cu parteneri și să poți vorbi în numele poporului Republicii Moldova, evident că trebuie să consulți poporul Republicii Moldova, pentru că e un subiect care ține de viitorul, dacă vreți, de existența acestei țări. Și acum este momentul pentru discuții, bine, evident, nu în piața mare naționale, dar actorii politici, liderii politici, partidele de la dreapta la stângă, de la unioniști, la stataliști, proruși, proeuropeni, toți, societatea civilă, elitele regionale, toți trebuie să implicați într-o
discuție foarte serioasă și nu avem ani și nici luni de zile pentru aceste discuții. Și anticipez o anumită doză de scepticism, cam la ce ar aduce o asemenea dezbatere și cam care sunt șansele unui compromis. Eu vă duc doar un exemplu. Un exemplu recent și foarte bun în opinia mea. Dacă vă amintiți, în primele zile de război, președinta Maia Sandu a convocat liderii tuturor partidelor din Republica Moldova. A avut o discuție, a fost anunțat subiectul ei, nu au fost anunțate detalii, dar foarte bine s-au văzut efectele. De cel puțin 4 săptămâni nu au fost, în spațiul informațional al Republicii Moldova, nu au fost dezbateri și nici critici la adresa autorităților cu privire la toată situația legată de război. Deci înțelegem că președinta țării a pus pe masă un subiect serios. Țara noastră este în pericol, suntem amenințați, trebuie să ne consolidăm cumva și să păstrăm calm și liniște, să menținem un echilibru în societate și să prevenim amenințări, posibile amenințări hibride la adresa securității noastre. Pentru că nici nu știi care partid și cum și al cui joc îl va face atacând în public sau criticând în public autoritățile. Acum toți suntem într-o luntre, trebuie să ne sprijinim și să ne susținem. Și asta a lucrat cel puțin 4 săptămâni. Cel puțin, adică doar săptămâna asta, în momentul în care blocul socialiștilor și comuniștilor au scos de pe raft proiectul legii cu privire la neutralitate, s-a schimbat cumva situația, dar în principiu timp de 4 săptămâni toți actorii politici au păstrat tăcere la acest subiect. Deci e posibil. Și președintele atunci s-a mai întâlnit și cu societatea civilă, cu reprezentanții minorităților naționale. Deci a fost asigurat o coeziune, dacă vreți, a grupurilor politice și sociale. De asta, repet, eu sincer cred că în decurs de săptămâni, de consultări și discuții serioase, ar putea fi elaborată o nouă viziune a securității Republicii Moldova, care să fie reprezentativă, care să permită conducerii țării să spună că acea propunere și ofertă cu care venim noi nu ne reprezintă doar pe noi, reprezintă opțiunea poporului Republicii Moldova. Și, dar pentru asta trebuie să implici oameni și pentru asta trebuie să implici resurse, inclusiv intelectuale sau în primul rând intelectuale, nu doar de pe un segment politic și nu doar din sectorul public, trebuie să implici la maxim reprezentativ oamenii care să ajute conducerea țării să elaboreze așa o viziune, o nouă viziune a securității Republicii Moldova, pentru că evident e nevoie de aranjamente juridice de ordin internațional care să asigure existența statului nostru pe viitor, pentru că astea sunt mizele. Cătălin. Da, pentru că ați menționat faptul că Republica Moldova are nevoie de o nouă rearanjare a obiectivelor de securitate și de apărare. Considerați că cererea de aderare la Uniunea Europeană vulnerabilizează mai mult Republica Moldova decât să întărească necesarul de securitate? Și dacă vedeți posibilă vreo formă de cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană în afara Uniunii pentru aprofundarea, să zic, a cooperării în domeniul securității și apărării comune? Nu cred că vulnerabilizează Republica Moldova. Ce ar face? Totuși, Uniunea Europeană e o alianță politică, dacă vreți. Nu e NATO, nu e o alianță militară. Chiar dacă Consiliul e recent aprobat Strategic Compass și asta cumva schimbă accentele, dar pentru mine a fost cumva un semnal curios faptul că
rundă de negocieri de la Istanbul, negocieri ruso-ucrainene, a avut loc după adoptarea strategiei Compass. Și totuși Rusia a zis, bine, nu a zis-o cu gura lui Putin, dar asta a fost poziția exprimată, e că Moscova nu se opune aderării Ucrainei la UE. Problema pe care o au e NATO și aici Kievul ar fi dat asigurări și chiar de dat că renunță la intenția de aderare la NATO de dragul păcii ca să oprească acest război. De asta, cel puțin în contextul dat, cine știe cum o să se schimbe lucrurile în decurs de luni și ani, în contextul dat, categoric nu a vulnerabilizat, nu a expus, nu a atras un exces de atenție nedorită din partea Moscovei și până la urmă a fost un pas firesc, ținând cont de parcursul declarat al Republicii Moldova. Cine nu știe că Moldova a zis că vrea să adere la UE? Din 2005 cel puțin, de când Voronin a zis acest lucru și cu toate acordurile pe care le-a însemnat și implementat parțial cu UE, nu e mare secret, de asta nu văd o problemă. Acum, strategii Compass, într-adevăr, să oferă și opțiuni noi și deci conotații politice noi aceste colaborări sau acestui parteneriat între Republica Moldova pe de o parte, Uniunea Europeană pe de altă parte. Acordul de asociere, evident, a fost negociat și semnat mult înainte de elaborarea și aprobarea documentului strategic Compass. Deci e o dimensiune care nu exista în momentul în care Moldova își negocia acordul de asociere. Dar da, foarte bine, e un element nou, e un instrument nou, care nu este un instrument NATO și care e una din, cum am zis, multiple opțiuni care acum apar pe masă, o gamă foarte largă. Știm că erau, eu o să vă readuc înapoi la Transnistria, erau planificate înainte de începerea războiului împotriva Ucrainei negocieri cu autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Acestea trebuiau să aibă loc pe 10 martie, dacă nu greșesc eu. Evident că nu au mai avut loc discuțiile între Chișinău și Tiraspol. Cum credeți, cum se va modifica sau care ar putea să fie scenariul pentru viitorul formatului de negociere a conflictului transnistrian? Am văzut mai multe voci din Ucraina care susțin că acum e momentul ca acest format să fie schimbat radical și să lucreze în favoarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Cum credeți că se pot modifica lucrurile în cadrul formatului? Nu. Anul ăsta nu se modifică nicicum, pentru că cel puțin în 2022, 5 plus 2, cred că nu are șanse să se întâlnească. Avem două state sau două țări mediatori, Rusia și Ucraina, care sunt în stare de război. Și așa cum nu are șanse să se întâlnească, nu are șanse sau nu avem șanse să fie schimbat ceva. Totodată, haideți să nu supraestimăm efectul dinamicii procesului de negocieri în formatul 5 plus 2 asupra procesului de reglementare a conflictului și procesul de reglementare avându-și finalitatea de reintegrare a Republicii Moldova. 5 plus 2 nu este scopul acestui proces, este doar un instrument de realizare a procesului de reintegrare a Republicii Moldova. Și este unul din mai multe instrumente, pentru că există mai multe formate de negocieri, instituționalizate și neinstituționalizate. Există contacte directe între Chișinău și Tiraspol și asta 5 plus 2 nu este un instrument exclusiv. Ca să zicem că dacă nu are cum să se întâlnească 5 plus 2, nu avem cum să avansăm procesul negocieri. Din potrivă. Dar totodată e o
5 plus 2 e pe de o parte și plin de simbolism, de altă parte are și semnificații și conotații politice pentru cei 7 participanți în el. E un format în care sunt prezenți toți cei care au interese în zona noastră, în Republica Moldova. Ucraina, țară vecină, România, țară vecină, reprezentată de UE, americanii care au interese peste tot, în special acolo unde sunt trupe ruse în afara teritoriului Federației Ruse, OSCE, o organizație umbrelă, și Federația Rusă. Ne place, nu ne place, considerăm interesele lor pe care le revendică ei pe teritoriul țării noastre ca nefiind legitime, dar e ridicol să ne zici faptul că Rusia au interese aici. Și atunci e un format care dă un plus de siguranță tuturor participanților sau jucătorilor externi, actorilor externi, dacă vreți. Le dă un plus de siguranță că pe la spatele lor nu se fac aranjamente separate în detrimentul intereselor lor. Și e un instrument care dă o stare de confort americanilor, europenilor, rușilor, ucrainenilor, pentru că ucrainenii niciodată nu au fost entuziasmați de ideea că au trupe ruse chiar la hotar și depozit imens de muniții, inclusiv expirate, chiar la hotar cu ei. Și referesc interesul și intenția lor de a fi prezenți în acest format de negocieri. De asta, încercarea de a-l revizui imediat ar stârni o reacție de opoziție din partea tuturor. Din partea tuturor. Și în est, și în vest. Și în special acum. Dacă Chișinău ar fi acum să zic și să anunțe că cere revizuirea formatului negocieri, propune un alt format de negocieri, invocând faptul că, uite, asta este nefuncțional pentru că avem mediatorii în stare de război, asta ar trezi cel puțin suspiciuni și în est și în vest. Sunt sigur că partenerii noștri ar zice, băi, pe bune? Aveți un război chiar la hotar cu voi. Toată lumea, tot continentul e în pragul unui al treilea război mondial. Război mondial economic deja e în plină derulare. Război mondial energetic și financiar și cibernetic e în plină derulare. Voi nu aveți alte griji decât să revizuiți 5 plus 2 acum? Vă asigur că ar trezi foarte multe suspiciuni, pentru că momentul este, la cât de oportun este momentul pentru revizuirea scenariilor de securitate pentru Republica Moldova, în aceeași măsură este inoportun pentru revizuirea 5 plus 2, care nici nu ajută, nici nu încurcă, el este. El este și el cumva împacă toată lumea, în sensul că am și eu un rol și o parte acolo, mă asigur că nu se întâmplă nimic în Republica Moldova în detrimentul intereselor mele și totodată mă asigur că dacă și când vreau să cred eu, 5 plus 2 va aduce sau nu 5 plus 2, procesul de reglementare în oricare alt format va aduce rezultate, va fi un succes, am să fiu și eu parte acestui succes și am să pot să claim the credit pentru că am adus pace și stabilitate în această parte a Europei. De asta 5 plus 2 e o vacă sfântă, haideți să o lăsăm acolo unde este. Ea nu ne încurcă, ea nu ne ajută, ea este și este importantă pentru cei care sunt parte acolo. Și să nu uităm pentru nicio clipă că nu este un scop în sine. Nu este scopul acest proces, este doar un instrument. Și atât timp cât nu ne încurcă, nu ne ajută, dar nici nu ne încurcă. Avem la dispoziție multe alte formate și canale de discuții și cu cei de la Tiraspol, și cu partenerii noștri internaționali, cei care ne sprijină și cei care nu neapărat ne sprijină, dar de care trebuie să ținem cont. De asta, nu, categoric nu. Haideți să lăsăm 5 plus 2. Dumneavoastră ați menționat România și eu apreciez foarte mult acest lucru. În toate cercetările noastre sau analizele pe care le
efectuăm despre dialogul bilateral România-Ucraina, Republica Moldova apare ca una dintre temele centrale ale discuțiilor, adică tot ce face România în relația cu Ucraina se referă nemijlocit și la Republica Moldova. Și probabil știți că anul trecut a fost promovată de la București o inițiativă de crearea unui reprezentativ al Uniunii Europene sau a unei instituții reprezentative, un reprezentant al Uniunii Europene pentru soluționarea conflictelor de la Marea Neagră. Ideea a apărut în contextul escaladării conflictului din Nagorno-Karabakh din toamna anului 2020. Dar cu toții știm că România, de fapt, se preocupă mai mult de Republica Moldova. Cum apreciați o asemenea inițiativă și credeți că România trebuie să insiste asupra acesteia? Ar putea fi acesta un mecanism de discuție inclusiv a conflictului transnistrian în viitorul apropiat, dacă România ar fi mai insistentă și ar găsi sprijin? Răspunsul meu... Pentru că am răspuns din capul locului în momentul în care vorbesc, deja știam, dar încerc să formulez într-un fel ca să nu fiu interpretat greșit. Uitați-vă, Uniunea Europeană a mai avut un reprezentant special pentru Moldova. Deci încă când Uniunea nu avea un serviciu extern comun, și avea doar un alt reprezentant, un altul reprezentant, Solana, pe atunci a avut reprezentanți speciali pentru zone, pentru Caucaz, pentru Africa de Nord, pentru Orientul Apropiat. Și singura excepție aici era Republica Moldova, pentru că Republica Moldova era un stat, deci avea un designated special representative pentru o țară, nu pentru o regiune mai mare. Și deci, pe de-o parte, nu ar fi inedit, a fost precedent și păcat, sincer vă spun, păcat că Republica Moldova, UE nu mai are un reprezentant special pentru Republica Moldova și din punctul ăsta de vedere, cred că este o inițiativă mai mult decât binevenită. Și sigur că de la București, din Ministerul de Externe al României, lucrurile se văd mai bine, care sunt dispozițiile la Bruxelles, dar dacă e fezabil, zic că trebuie continuate demersurile. Pe de altă parte, exact de asta și v-am spus cum a fost precedentul. Republica Moldova a avut un reprezentant special aparte, nu responsabil de o zonă mai mare. Părerea mea, asta ar fi o formulă mult mai potrivită pentru Republica Moldova. Pentru că vă zic eu ce o să se întâmple. Au mai fost încercări diferite și în organizații diferite de a cumula cumva și de a privi la pachet Caucazul, Republica Moldova. Da. Acolo avem conflicte separatiste. Aici avem tot aceeași zona Mării Negre. Da, asta tot e valabil, dar toate situațiile sunt foarte diferite. Și pe de o parte, cazul Republicii Moldova și conflictul transnistrian nici de cum nu este reprezentativ pentru Caucaz și nici ale lor conflicte și modele nu sunt nici modele, nici reprezentative pentru noi. Nu au mai nimic în comun decât propriu-zis conflictul separatist. Pe de altă parte, Caucazul, așa a fost mereu și așa va fi, va atrage mult mai mult atenție decât Republica Moldova. E o zonă mult mai sensibilă și cu un potențial, anume în virtutea faptului că are un potențial exploziv în sens militar și politic mult mai mare decât Republica Moldova, va atrage grosul atenției. Deci dacă va fi cineva, o persoană sau o instituție care va avea de cumulat dosarul Caucaz și Republica Moldova, și Ucraina probabil, acum în ținând cont de ultimele evoluții, eu sunt sigur că Republica Moldova va fi ultima pe listă și va fi alocat cele mai puține resurse, intelectuale și umane inclusiv, cel mai puțin timp, cel mai puțin atenție. De asta eu, dacă vreți, oarecum în mod egoist, la nivel țară, aș prefera și aș vedea totuși un reprezentant special pentru țara noastră separată. Domnule Flenche, eu vă mulțumesc foarte mult. O să las datele
unde cei care ne urmăresc pot să vă contacteze sau pot să vadă, să citească, să aibă acces la analizele pe care le elaborați, mai ales pe canalul de Telegram Initiative for Peace. Și sper că această inițiativă pe care ați lansat-o, așa cum am spus la începutul discuției noastre, destul de recent, să devină într-adevăr o platformă care să inițieze și să lanseze dezbateri consistente despre tot ce înseamnă proces de reglementare a conflictului transnistrian, dar mai ales despre securitatea Republicii Moldova. Și de asemenea sperăm să vă putem întâlni în persoană aici, la București sau la Chișinău, pentru că cred că avem foarte multe de discutat și avem foarte multe de explicat publicului, mai ales din România. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Cu drag, și eu vă mulțumesc pentru invitație.